Ianis Hagi este fiul lui Gheorghe Hagi, adică, ce să mai zic, regele. Știm pe Gheorghe Hagi ce a reușit să facă, el fiind român, desigur, iar el are un fiu, Ianis Hagi, care, în momentul de față, nu a reușit să ajungă pe tatălui. Însă noi, în această simulare, unde îi vom simula 10 sezoane, vom încerca să-l facem mai bun sau poate la fel de bun ca tatălui. E bine, și am ajuns aici la Deportivo Alaves, unde îl găsim aici pe Ianis Hagi. Desigur, suntem cu Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi este noul manager al acestei echipe. E bine, și ca să trecem mai departe, trebuie să-i dăm obiective lui Hagi pentru a face mai interesantă această simulare. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Hagi trebuie să ajungă la 99 overall. El de asemenea trebuie să câștige Balonul de Aur de 2 ori, să câștige Champions League-ul de 2 ori, să câștige UEFA Super Cup o singură dată, să câștige Gheata de Aur de 3 ori, să câștige titlul în 3 ligi diferite, să strângă 15 trofee, să marcheze 200 de goluri și 75 de asisturi. E bine, și cam acestea sunt obiectivele. Eu zic că sunt destul de bune pentru Hagi și eu zic că o să le facă pe toate. Așa că haideți să mergem la el. Vedem aici că este pe CAM. Sincer, o să vreau să schimbăm într-un center forward, dar mai târziu. Echipa însă nu arată destul de rău, arată destul de bine și o să păstrez așa cum e. Pe noi oricum ce interesează este Hagi, așa că mergem la el să-i punem un nou development plan. Și după acest sezon, după cum știm, se va duce înapoi la Rangers, deci va trebui să-i dăm noi un development plan pentru acest sezon doar, pentru că după aia ne întoarcem la Rangers. Și vedem că Shadow Striker îi vine foarte, foarte bine, așa că asta o să-i dăm. Așa că trecem să simulăm sezonul de la Deportivo Alaves, vedem dacă va reuși să facă ceva Ianis Hagi. E bine, sezonul cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată Ianis Hagi și are 77 overall, destul de bine a crescut acolo la echipă. Azi vedem totuși ce a reușit să facă și a reușit 10 goluri și 3 asisturi, destul de bine pentru el, destul de bine. Însă la Gheata de Aur, da, nu are nicio șansă la Liga momentan, este aici Morata cu 27 de goluri. Iar în Ligă, auci! Auci, pe locul 20 vor termina Alaves. Câștigă clar Real Madrid cu 92 de puncte. În Copa de Spania se pare că câștigă Real Sociedad, iar în celelalte competiții nu am participat. E bine, și am ajuns înapoi la Rangers, unde îl vedem aici pe Hagi. Și echipa nu arată rău, chiar arată destul de bine aici, cu Tavernier, la cura și la echipă. Totuși, în acest sezon vreau să schimb poziția lui Ianis Hagi. Vreau să-l fac un center forward, vreau să-l fac un atac să fie. Așa că merge și simulăm sezonul numărul 2 să ne dacă reușește să facă ceva Ianis Hagi, pe noua lui poziție. Sezonul numărul 2 s-a terminat și el și Ianis Hagi are 80 overall, bine acolo a crescut bine. Iar el vede că a înscris 21 de goluri și 6 asisturi acum pe noua lui poziție de center forward, aia zic. Însă din păcate nu câștigă Gheata, deoarece este Danilo cu echipierul nostru. Ianis Hagi este tocmai pe locul 4 și din păcate terminăm pe locul 2, bă, uite și aici în first stage și în second stage terminăm pe locul 2, deci nu câștigăm. În Scottish Cup sper câștigă aici altă echipă, nu este Rangers. Iar în UEFA Champions League terminăm pe locul 4, wow, ok, ok. E bine, am intrat în sezonul cu numărul 3 și în acest sezon vreau să plecăm de la Rangers. Vreau o echipă mult, mult mai bună, mai ales că avem 80 overall. Așa că haideți să vedem ce oferte primim. E bine, și primim două oferte interesante, una de la Real Sociedad și una de la Lazio. Ok, hai să vedem ce echipe au. E bine, m-am mutat la ambele echipe și echipa mai bună pentru noi este Lazio, așa că refuzăm oferta de la Real Sociedad și acceptăm Lazio. E bine, și se pare că Ianis Hagi pleacă de la Rangers, este dat afară de tatălui. Ok, ok. Mergem în Italia, la Lazio. E bine, și am ajuns aici la Lazio, unde deja am pregătit o echipă. Dar uitați-vă la echipă, arată destul de bine, chiar arată destul de bine, mult mai bună decât Rangers, zic eu. Totuși vom merge la Hagi să vedem ce putem să-i dăm și se pare că o să-i dăm un penetrator de ăsta să-i penetreze pe adversari sau ar mai merge și un playmaker forward, dar totuși tot un penetrator aș vrea. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 3, să vedem ce reușește să facă Hagi data asta în Seria A. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, sezonul cu numărul 3 s-a terminat și Hagi are 85 overall, bine acolo Hagi, bine acolo. Iar Hagi vedem că a înscris 20 de goluri și 16 asisturi, wow, a fost crucial la echipă, chiar a fost crucial. Însă din păcate nu reușim să câștigăm. Gheata de Aur aici este Osimhen, noi suntem tocmai pe locul 13. Iar în Ligă terminăm pe locul 6, da, nu este destul de bine. În Copa Italia nu reușim să câștigăm, iar în Conference League se pare că terminăm cupa pe locul 1 cu 14 puncte,
Mai departe dăm de Freiburg pe care îl batem cu 3 la 2 la general. Mai departe dăm de eroi al Underweb pe care îl batem cu 3 la 1 la general. Însă în semifinale ne scoate RB Salzburg la penaltiuri, bă, 5 la 4 la penaltiuri și câștigă PSV. E bine, în sezonul cu numărul 4, haide să-l punem pe lista de transferuri. Este un jucător foarte bun, Hagi, așa că eu zic că echipe mai mari o să-l transfere, așa că îl punem pe lista de transferuri. E bine, și primim două oferte interesante, una de la Inter Milan și una de la Leeds United. Pe aia de la Leeds United o să refuz eu, nici mai are sens să ne mai uităm. Însă aia de la Inter, totuși, haide să tragem un ochi la echipă să vedem ce jucători are. E bine, și Inter Milan ca echipă arată chiar foarte, foarte bine. Chiar aș vrea să mergem la Inter, așa că o să acceptăm. Ei bine, și se pare că Yannis Hagi din nou pleacă de la o echipă și din nou este dat afară de tatălui. Ok, ok. Mergem data asta la Inter Milan. E bine, și am ajuns și la Inter, unde deja am aranjat echipa și uitați-vă cât de bine l-am integrat pe Hagi la echipă. Și echipa chiar ne arată rău, arată foarte, foarte bine. Camavinga l-avem aici, avem și pe Cerchi, Talisca, banca de rezerve. La Inter aș vrea să stăm undeva la două sezoane, însă până atunci hai să mergem la Hagi să vedem ce putem să-i dăm pentru acest sezon. Și din câte văd eu, un penetrator e perfect pentru el, așa că asta o să-i dăm. Mergem și simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem dacă reușește să facă ceva Yannis Hagi de data asta la Inter. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată Yannis Hagi și are 89 overall, foarte bine acolo a crescut. Merge să vedem ce a făcut și are 29 de goluri și 15 asisturi, destul de bine, s-a ținut bine aici versus Martinez. Însă se pare că da, nu câștigă gheata de aur, este Gheorghez aici cu 29 de goluri. Însă câștigăm liga, mă, câștigăm seria bine acolo, câștigăm seria cu 84 de puncte. Din păcate nu câștigăm Supercupa Italiei, câștigă aici Juventus. Și nici Copa Italia, tot Juventus câștigă, ne bate la penaltiuri. Iar în Champions League terminăm în grupa pe locul 1 cu 14 puncte. Mai departe dăm de PAOK pe care batem cu 6 la 4 la general. În quarter finals dăm de Spurs pe care batem cu 3 la 1 la general. În semifinal dăm de Atletico Madrid pe care batem cu 4 la 1 la general. Iar finala este versus cei de Leverkusen. Hai să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și nu pot să cred, bă, ne bate Leverkusen în finală. 3 la 2 la penaltiuri. Ok, ok. E bine, în sezon cu numărul 5, Hagi are 89 overall. Mare cât de cât puțin și ajunge la 99. Totuși, ca să ajungă, trebuie noi să-i băgăm un development bun. Și pentru acest sezon o să-i băgăm aici un bombardier. O să fie un bombardier. Așa că, na, asta o să-i dăm. La echipă nu mai avem ce să ne facem, echipa asta bine, decât poate să-l băgăm pe chep aici. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 5 să vedem ce reușește să facă Yannis Hagi în continuare la Inter. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată Hagi și are 93 overall. Bine acolo Hagi, bine acolo Hagi. Și a reușit 24 de goluri și 5 asisturi. Da, un sezon mai slăbuț. Se pare că Turam câștigă aici gheata de aur cu 22 de goluri. Hagi este pe locul 3 și se pare că nu reușim să câștigăm din nou seria. Da, din păcate. Însă reușim să câștigăm Supercupa Italiei aici cu 3 la 2 versus la Juventus. Iar Copa Italia câștigă AC Milan. În Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 13 puncte, unde mai departe ne scoate foarte rapid Arsenal cu 2 la 1 la general. Ok, ok. E bine, în sezonul cu numărul 6 mergem și îl punem pe Hagi pe lista de transferuri. Trebuie să plece clar de la Inter. Așa că așteptăm oferte. Ok, și primim două oferte interesante, una de la Atletico Madrid și una de la Leverkusen. Ok, o să mă duc eu repede să văd care este mai bună. E bine, și am stat mult și m-am gândit și până la urmă, da, cred că acceptăm o ofertă din astea două. Și nu este Atletico Madrid, pentru că este chiar foarte slabă, dacă mă întrebați. Este Leverkusen, o echipă care, o să vedeți când ajungem acolo. O să accept acum, este destul de bună, însă mi-e cam frică, pentru că după aia nu o să mai putem să-l transferăm pe Hagi și s-ar putea să fie destul de greu să întreținem echipa. E bine, și până la urmă din nou Hagi pleacă de la echipă și din nou este dat afară de tatălui. Pleacă de la Inter, însă se duce în Bundesliga, tocmai la Leverkusen. E bine, și am ajuns la Leverkusen, unde deja am aranjat eu echipa și arată chiar foarte bine. Uitați-vă și voi la defensiva asta. Kimmich, Kunde, Militao, Frimpong, Grimaldo și mijlocul care este foarte, foarte bun, cât și atacul. Totuși o să mergem noi la Hagi, care este cea mai bun de la echipă. Și hai să vedem ce putem să-i dăm și o să-i dăm un bombardier în continuare. Simulăm sezon cu numărul 6 de data asta la Leverkusen, să vedem dacă reușim să facem ceva.
În 2028, hai să vedem cine câștigă Balonul de Aur și se pare că este Vini, bă, dar poate să fie și Hagi. E bine, și sezonul numărul 6 s-a terminat și Hagi are 96 overall, bine acolo Hagi. Și el a reușit 34 de goluri și 15 asisturi, efectiv a dominat aici Leverkusen. Clar câștigă aici Gheata de Aur cu 23 de goluri. Și se pare câștigă și Bundesliga cu 80 de puncte, bine acolo Hagi. Câștigă pe chiar și Supercupa Germaniei cu 2-0 versus cel la Dortmund. Din păcate, pocal câștigă Bayern, iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 1 cu 13 puncte, unde mai departe ne scoate PSG cu 5-2 la general. Bă, cât de rapid a scos și câștigă PSG. Da, ok, ok. E bine, în sezonul numărul 7, în continuare aici la Leverkusen, cam trebuie să facem niște schimbări. Pentru că nu mai putem să ne transferăm, asta e clar, cu 96 overall. Și eu aș vrea să transferăm un portar de rezervă, măcar unul sau două transferi să facem la echipa asta. E bine, și l-am transferat aici, de ce nu, pe Donnarumma, nu am găsit alt portar așa de bun ca el, așa că na, pe el l-am transferat. Mergem totuși la Hagi să vedem ce putem să-i punem în acest sezon și se pare că o să-i punem un passing forward. Văd că îi crește foarte bine overall-ul. Așa că haide să simulăm și sezonul numărul 7 să vedem ce reușește să facă Yannis Hagi în continuare la Leverkusen. E bine, și în 2029, hai să vedem cine câștigă Balonul de Aur și se pare că este Yannis Hagi, mă, bine, mă, Yannis Hagi câștigă Balonul de Aur. E bine, sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată Yannis Hagi și are 99 overall, mă, bine, acolo, 99 overall. Hai să vedem totuși a reușit să facă și a reușit 25 de goluri și 14 asisturi, destul de bine, destul de bine. Iar la Gheata de Aur, din păcate, nu este, el este Simeone de la Borussia Dortmund cu 26 de goluri. Hagi este tocmai pe locul 12. Iar în ligă se pare că nu reușim să câștigăm, este Borussia Dortmund. Wow, ok, ok. Însă reușim să câștigăm Supercupa Germaniei cu 3-2 versus cei la Bayern. Și câștigăm și Pokal cu 3-2 versus cei la Leipzig. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 16 puncte, unde mai departe dăm de PSG, de data asta o batem cu 4-3 la general. În quarterfinal se pare că o batem pe AC Milan cu 4-2 la general. Trecem și de Aston Villa cu 4-0 la general. Și suntem în finală versus cel la Real Madrid. Hai să ne reușim să câștigăm. 3, 2, 1. Și reușim să câștigăm cu 1-0. Îi batem pe cei de la Real Madrid. Greu meciul, foarte greu. Însă ce contează este că reușim să câștigăm în sfârșit finala UEFA Champions League. E bine, în sezonul cu numărul 8, hai să vedem ce putem să facem. În primul rând, Hagi are 99 overall. Deci clar, nu mai are sens să mai dăm diferent planul, pentru că nu mai crește mai mult. Deci ar fi interesant. Iar echipa arată foarte, foarte bine. Chiar bine. Însă câțiva jucători au cam început să scadă, deci s-ar putea ca sezonul următor să îi înlocuim. Însă sezonul acesta eu zic că se pregătiți, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 8, să vedem că reușim să facem ceva cu Hagi la Leverkusen. În 2030, în sezonul cu numărul 8, hai să vedem ce câștigă Balonul de Aur și se pare că este Yannis Hagi, mă, bine, mă, Yannis Hagi, al doilea lui Balon de Aur. E bine, sezonul cu numărul 8 s-a terminat și deja vedem că a scădut Hagi la 97 overall. Totuși, hai să vedem ce a reușit să facă și a reușit 30 de goluri și 22 de asisturi, un total de 54 de contribuții. Wow, efectiv wow. A jucat foarte bine Hagi. Clar a câștigat aici Gheata de Aur pe locul 1 cu 21 de goluri și am câștigat înapoi și Bundesliga cu 84 de puncte. Din păcate nu câștigăm Supercupa Germaniei, bă, ne bate Borussia Dortmund la penaltiuri. Nu câștigăm nici pocal. What? Ok, câștigă aici Kjol. Însă reușim să câștigăm UEFA Super Cup cu 2-1 versus și la Bayern. Iar în Champions League în grupa pe locul 1 cu 14 puncte, unde mai departe dăm de Olympic Marseille pe care batem cu 5-2 la general, mai departe dăm de AS Monaco pe care batem cu 3-2 la general, iar în semifinal dăm de Liverpool pe care o batem cu 5-1 la general, iar finala vom juca versus cei la Borussia Dortmund, hai să spunem că reușim să-i batem și 3, 2, 1 și nu pot să, mamă, ne sparge cu 4-0, wow, efectiv, wow, cum ne bate Borussia Dortmund și ne sparge cu 4-0 în finală, nu pot să-mi dau seama. În sezonul cu numărul 9, hai să vedem ce putem să facem. Sincer, aș vrea să transferăm un nou fundaj la echipă, chiar avem nevoie, și un portar de rezervă, cu Alisson nu prea merge. E bine, și am adus la echipă pe acest portar a Keves, presupun că așa se pronunță, și e Nacho, un fundaj foarte, foarte bun. Mergem și simulăm sezonul cu numărul 9, să vedem ce mai reușește să facă Yannis Hagi în continuare la Leverkusen. E bine, în sezonul cu numărul 9, în 2031, hai să vedem ce câștigă Balonul de Aur și se pare că este Yannis Hagi pentru a treia oară, mă, bine, mă, Yannis Hagi. E bine, sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată Yannis Hagi și da, a scăzut în continuare
continuare la 96 overall, însă el în continuare cu un sezon foarte, foarte bun, 33 de goluri și 17 asisturi. Și se pare că câștigăm din nou gheata de aur cu 21 de goluri. Și câștigăm din nou, cum ne-am obișnuit, Bundesliga cu 80 de puncte. Ba chiar câștigăm și Supercupa Germaniei cu 2-0 vs. Köln. Câștigăm și pocal cu 9-8 la penalti, wow, contra cel la Wolfsburg. Iar în Champions League se pare că data asta terminăm pe locul 2 în grupă, ok, ok. Însă mai departe dăm de Olympic Lyon pe care batem cu 8-2 la general. Mai departe dăm de Manchester pe care spargem și pe ei cu 6-1 la general. Mai departe dăm de Manchester United pe care batem și pe ei cu 6-3 la general. Iar finala este versus cea Spurs, hai să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și... Nu pot să cred, ne bate Tottenham cu 2-1 în finala Champions League. E bine, și în sezonul cu numărul 10 deja echipa, uitați-vă cum arată, este efectiv completă, chiar arată foarte, foarte bine. Și Hagi aici cu 96 overall. Mergem direct și simulăm sezonul cu numărul 10 să ne ce reușim să facem în continuare la Leverkusen. E bine, și în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, în 2032, hai să începem câștigă balonul de aur. Și se pare că este din nou Giannis Hagi, efectiv domină, este oriunde Giannis Hagi, oriunde, 4 baloane de aur pentru el. E bine, și ultimul sezon, sezonul cu numărul 10 s-a terminat, hai să vedem cum arată Hagi. Are 94 overall. Bă, n-a scăzut sub 90, asta e bine. Iar la goluri se pare că data asta este Højlund, însă nici Hagi nu stă foarte rău, 20 de goluri și 5 asisturi. Iar la gheata de aur este clar acea Højlund. În ligă câștigăm ca de obicei cu 79 de puncte. Câștigăm și Supercupa Germaniei cu 2-1 versus cea la Dortmund. Câștigăm ba chiar și pocal cu 2-1 versus cei de la Bayern. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 16 puncte, unde mai departe suntem scoși de PSG, 4-2 la general. Și câștigă Manchester United, ok, ok. E bine, și cam asta a fost simularea lui Giannis Hagi. Am petrecut 10 sezoane alături de el și a completat foarte multe obiective. Chiar eu zic că le-a completat pe toate, poate în afară de completarea ligii în 3 ligi diferite, dar eu zic că am făcut treaba foarte bună. Nu uitați să-mi lăsați comentarii mai multe idei de videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să vă abonați, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, ba, 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 ba.